Subiect foarte de sezon, pentru că vine vara și ce ne facem? Doamnele intră în panică în fiecare an primăvara, la gândul că în curând vor merge la plajă și își vor expune celulita. Și după expunerea la soare, alte probleme, tenul îmbătrunit, plin de pete, părul uscat, avem foarte multe lucruri de rezolvat. Ce e de făcut? De asta am invitat-o alături de noi pe doamna Manuela Răvescu, medică dermatolog. Îi mulțumesc foarte mult că a acceptat invitația. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Ce facem, doamna? Acum, cu o lună înainte de a merge la plajă, ce mai putem face? Vreau să vă spun că e mai bine să ne gândim din timp, pentru că orice tratament anticelulitic, indiferent că este injectabil sau că se realizează cu ajutorul produselor și al aparatelor, va necesita o perioadă de 2-3 luni pentru a-și arăta efectele benefice asupra aspectului nostru. Dar totuși, fiind luna mai, încă nu este timpul pierdut. Dacă începem acum tratamentele, vom arăta aproape bine în luna iulie și perfect în luna august. Ce este de făcut? Depinde în primul rând de constituția persoanei respective, de tipul de celulită pe care îl are, pentru că celulita este clasificată în mai multe tipuri și fiecare tip în mai multe stadii. Și depinde și de ceea ce dorește persoana respectivă. Eu fiind medic, bineînțeles că îmi plac mai mult tratamentele injectabile și există cocktailuri mezoterapeutice care sunt anticelulitice, care au mai multe efecte și de reducerea depozitelor adipoase și de refacerea tegumentului și de refacerea drenajului limfatic, dar, repet, sunt injectabile și nu toată lumea dorește să își facă injecții, chiar dacă acestea sunt microinjecții și sunt foarte puțin dureroase. Dacă persoana respectivă nu dorește să facă aceste tratamente injectabile cu substanțe anticelulitice, poate recurge la terapiile cu produse și aparate. Și există o varietate foarte largă de aparate, cu ultrasunet cavitațional, cu laser lipolitic, cu vacuum endermologic. Repet, fiecare aparat având indicație în funcție de tipul celulitei și de ce are nevoie mai mult persoana respectivă. Dacă îi trebuie mai mult să slăbească, în afară de regimul alimentar care este obligatoriu și de hidratarea corespunzătoare, atunci sfatul meu este să apeleze la tratamentele termice sau la aparatele care au ultrasunet cavitațional sau laser lipolitic. Dacă problema lor este mai mult de drenaj limfatic, respectiv persoanele care se plâng că rețin apa, că li se umflă picioarele. Foarte multe, doamne. Foarte multe, majoritatea femeilor, atunci apelează la aparatele care au vacuum endermologic sau masaj endermologic. Dacă o persoană se plânge mai ales de pierderea fermității pielii, pentru că la un moment dat apare și aceasta, atunci există aparate foarte bune cu radiofrecvență care stimulează colagenul și elastina și atunci refac și aspectul neted al pielii. Și radiofrecvența, trebuie să spunem, se face și pentru corp și pentru față? Dar sunt aparate diferite. Aha. Sunt aparate diferite care lucrează pe o anumită frecvență și care sunt îmbinate și cu alte tehnologii. Deci nu lucrează radiofrecvența singură pentru corporal. Mai este îmbinată și cu vacuum sau cu role din acelea de masaj și radiofrecvența facială, care este alt aparat, lucrează la altă frecvență și este adaptat zonei faciale, care este mult mai sensibilă. Bun, și trebuie să spunem că nu apar nici dureri, nu ai niciun fel de disconfort sau, mă rog, o chestiune minimă, o problemă minimă localizată. Când se lucrează cu aparatele, pot fi dureroase. Dacă celulita a ajuns la stadiul, deci persoana respectivă poate să simtă cu mâna ei, care are în profunzime noduli, în momentul în care apelează la o terapie, fie ea și cu aparate, poate să fie dureroasă. Și pentru astfel de celulită este mai bine să se îmbină terapiile, adică să meargă și la un medic estetician și să facă tratamentul injectabil, anticelulitic, și să continue și la saloane cu tratamente care să se adreseze celulitei și ulterior menținerii tonusului pielii. Este foarte important să nu uităm acest lucru. Bun, și combinate toate cu sport, dacă se poate. Și cu hidratare cât mai bună. Și cu hidratare. Și luate din timp toate. Evident. Mai e încă un moment bun, pentru că, așa cum ne spunea și doamna doctor, am avea cam 2 luni.
Da, este totuși luna mai. Bun, vreau să vorbim despre toate aceste creme care sunt disponibile peste tot. Creme anticelulitice, cremele antirid, să le luăm pe rând. Pentru că pomeneam de celulită, cât de eficiente sunt? Sunt frecție la un picior de lemn, cum se spune, aceste creme, sau au și ele totuși un rol anticelulitic? Au un rol, mai ales dacă le folosim în contextul în care facem o terapie. Și atunci, în continuarea terapiei de la clinica medicală sau de la salon, dacă noi în fiecare seară acasă folosim conștiincios crema anticelulitică, în cazul acesta cu siguranță va avea efect. În plus, orice cremă anticelulitică are și un efect de hidratare și regenerare asupra pielii, așa că oricum o să ne aducă un beneficiu. Măcar de hidratare. Da, dar nu putem spera că o să ne treacă celulita dacă nu facem nimic altceva. Adică putem să ne dăm cu cea mai scumpă cremă anticelulitică, dacă noi nu ținem un regim corespunzător, nu facem mișcare, sigur nu-și va face niciun fel de efect acea cremă. Dar sunt creme foarte bune, care au efect și care vin, repet, în completarea tratamentelor medicale și de la salon. Pomeneați ceva mai devreme de hidratare și de alimentație. Atunci când vorbim de toate aceste probleme, de celulită, de un ten tern, îmbătrânit, uscat, sunt și cauzate de alimentația proastă? Cu siguranță. Uh-huh. Alimentația întotdeauna va avea un răsunet asupra aspectului tenului. Lipsa aportului corespunzător de apă. Dacă nu bem apă, cu siguranță va avea un răsunet negativ asupra aspectului nostru. Dar dacă bem apa, cei 2 litri, 2 litri jumate care ne sunt recomandați, vom avea surpriza între ghilimele că nu întotdeauna pielea este foarte bine hidratată, pentru că aportul de apă este vital, mai mult decât obligatoriu, este vital, dar nu este nici pe departe suficient pentru a menține starea de hidratare a pielii. O piele care să fie bine hidratată poate fi menținută numai cu ajutorul cosmeticii. Deci și cremele propriu-zise ar avea un rol, doar că să le combinăm și cu alimentație corespunzătoare. Da, da, și... da. Ce să evităm? Acum, ca să înțeleagă toată lumea, ca să nu... Ca, mă rog, celulita se vorbează oricum, dar ca să faci ceva și din interior, ce alimente ar trebui să evităm ca să... ne fie mai ușor. Oricum, mai ales în ceea ce privește doamnele, uh-huh, pentru că ele au această tendință spre celulită din mai multe motive. Nu au o circulație venoasă și limfatică eficientă. 99% dintre femei se plâng că li se umflă picioarele. Da. Și de aici pornește tot acest necaz cu celulita, de la această ineficiență a drenajului venos și limfatic. Și atunci trebuie să evite orice îi provoacă această retenție suplimentară de apă în organism. Alimentele sărate, alimentele condimentate, cele care sunt conservate, cele care sunt foarte prelucrate, semipreparatele acestea care le găsim în supermarketuri și noi trebuie doar să ne ducem acasă să le încălzim. Eu cred că secretul unei alimentații sănătoase este să mâncăm câte puțin din fiecare, dar mai ales totul să fie proaspăt și preparat în casă. Să ne ferim de orice este preparat în afara casei, super congelat, supraconservat. Da. Pentru că va avea răsunet foarte negativ asupra circulației noastre venoase și limfatice și ne va accentua genetica pe care nu o avem tocmai bună noi femeile din și acest domnii, punct de vedere. Acum ar trebui să vorbim și despre ei. Burta aceea românească, tipică, nefirească. Acela la condiții. Este exces caloric. Exact, adică da, sunt și bărbați care nu ar fi neapărat corpolenti, dar care au burtă. Cum se explică? E o genă a noastră, a românilor? Nu cred că e o genă a noastră, a românilor. Cred că este exces caloric și poate lipsa de sport. Prea mult sedentarism, televizor, cred că de aici ni se trage. Nu cred că este genetic. Bun, și pentru că pomeneam de creme ceva mai devreme, să trecem la partea cealaltă a discuției, la problemele legate de ten, pentru că acestea sunt poate chiar mai multe decât cele legate de aspectul corporal. Cremele, de orice fel, în special cele antirid, pentru că am pomenit de terapiile
de antirid funcționează? Deci poți să spui că, uite, mi-au o cremă foarte bună, scumpă și mă dau dimineața și seara și îmi atenuez acest aspect. Funcționează? Da, funcționează, vă zic cu siguranță, dar aceste îngrijiri trebuie să fie perseverente și de lungă durată, mai exact pentru totdeauna. Adică tenul nostru trebuie îngrijit cu perseverență încă din tinerețe, dimineața și seara, să ne facem ritualul de îngrijire. Eu întotdeauna le spun pacientelor mele că la fel de importante ca și tratamentul lunar la salonul de cosmetică, ca și vizitele odată la 2, 3, 6 luni la medicul lor dermatolog, sunt tratamentele zilnice pe care ele și le acordă acasă. Și le învăț să nu vadă în aceste îngrijiri zilnice o corvoadă pe care o adaugă obligațiilor zilnice, ci să facă din acestea o plăcere, o recompensă pe care ele și-o acordă la sfârșitul unei zile pline de muncă. Adică din acele creme bune, care dacă sunt bune, ele și miros frumos și intră bine în piele, să-și facă un ritual care să le aducă plăcere, pentru că acest ritual trebuie respectat toată viața. Degeaba ne ducem la medicul dermatolog și ne face tratamente injectabile cu cele mai sofisticate tipuri de acid hialuronic, dacă noi nu ne îngrijim zilnic tenul dimineața și seara, aceste îngrijiri fiind adaptate vârstei, tipului de ten și sezonului. Bun, și mai e aici o chestiune mai nouă, ce-i drept. Se recomandă folosirea unei creme cu factor de protecție peste 50 tot timpul. Adică și iarna și vara. Dumneavoastră recomandați? Nu, eu le recomand ca în timpul activităților zilnice obișnuite să folosească un factor de protecție de 15-20. 15 dacă este o persoană care are tenul mai măsliniu, care se bronzează ușor, nu se arde, și 20 dacă este o persoană cu tenul alb, cum sunt eu de exemplu, și le recomand factor de protecție 30 în momentul în care merg la plajă, persoanelor cu pielea mai rezistentă la soare, și 50 persoanelor cu piele albă. Oricum, orice cremă cu factor de protecție trebuie reaplicată odată la 2-3 ore. Chiar mai des dacă ne ducem la mare sau în orice altă parte și intrăm în apă. Și, de fapt, limita de protecție, deci cel mai bun factor de protecție este acest 50+. Cremele corecte au acest factor de protecție. Deci l-ați recomanda în general acest factor 50+. Când merg la plajă. Și în cazul în care, nu știu, se folosește, pentru că vedem asta și la piscină atunci când mergem la mare sau când mergem la piscină în oraș, sunt doamne care folosesc ulei de măslină sau ulei de cocos sau alte uleiuri. Nu-și fac bine. Nu e bine. Nu. În primul rând că uleiul de măslină, uleiul de cocos nu intră în piele, pentru că nu are cum să intre. Sunt moleculele mari, neprelucrate, nu sunt adaptate pielii noastre. Tot ce pot ele să facă, intră prin canaliculele care sunt între celulele pielii noastre și o sufocă, astfel încât își fac și mai rău doamnele respective. În plus că uleiul acela la soare se încălzește și el, și la stresul caloric pe care îl produc radiațiile ultraviolete, mai adăugăm și stresul caloric al uleiului care s-a încălzit la soare, trebuie folosită cremă cu factor de protecție. Sunt cele mai bune și sunt creme cu factor de protecție care sunt bune, adaptate pentru toate buzunarele, să spun așa. Absolut. Deci nu este un motiv că sunt foarte scumpe și consumăm mult. Există și scumpe, există și mai puțin. Exact. Și sunt produse românești la prețuri foarte accesibile, care sunt extrem de bune. Eu, de exemplu, folosesc pentru ca și cremă. Da. Nu, să nu se consideră că e o reclamă, dar nu este. Nu, chiar nu este. Nu. Bun, și pentru ten, acum am ajuns la partea asta, ce putem să facem dacă ne este frică de injecții? Sunt foarte multe doamne care poate consideră că sunt tratamente scumpe, tratamente dureroase, pentru că da, e un disconfort și în cazul acela, suportabil, evident. Dar ce putem să facem ca să evităm sau să prelungim cât mai mult perioada până în momentul în care să ajungem totuși? După cum am mai spus, în primul rând să-și facă un ritual zilnic de îngrijire, care trebuie totuși făcut la sfatul unui specialist.
După ce a urmat sfatul acestui specialist, doamna respectivă trebuie să vadă cum se simte cu produsele, pentru că există 100 de produse pentru ten uscat, dar din aceste produse noi ne simțim bine cu unul singur. Deci fie până la urmă, prin încercare, o să vadă fiecare cel mai bine care este produsul care îi se potrivește. Și totuși, dacă nu vrea tratamente injectabile, devine obligatorie vizita lunară la tratamentul de la salonul de cosmetică. Altfel nu se poate, adică îngrijirile acestea care sunt făcute pe o perioadă lungă de timp se văd în timp, în mod benefic, dar trebuie făcute, nu se poate altfel. Doar cu alimentație sănătoasă și hidratare nu avem cum să evităm bisturiul și nici măcar tratamentele injectabile. De la ce vârstă ar trebui să fie făcută prima injecție, în mod normal? În mod normal, dacă este o persoană chiar și de 25 de ani, care are tenul deshidratat, putem cu inima împăcată să-i facem microinjecții cu un acid hialuronic care este foarte fluid, care nu modifică absolut cu nimic fizionomia și care este destinat acestui scop, să facă o hidratare profundă pe care altfel nu o atingem cu niciun mijloc terapeutic. Iarăși, oricât de tânără ar fi persoana respectivă, dacă are niște asimetrii, de exemplu, la nivelul buzelor, sau dacă are cearcăne care sunt foarte adâncite, atunci are tot dreptul și indicația medicală este foarte corectă să îi se facă injecții cu acid hialuronic sau cu orice alt filler, pentru că sunt de mai multe feluri. Deci, inclusiv pentru cearcăne există. Inclusiv pentru cearcăne. Și în afară de această corecție a unor asimetrii sau mici defecte pe care nu ni le dorim pe fața noastră, dar să știți că la ora actuală în medicina anti-aging este foarte popular curentul care se numește prejuvenare. Acest cuvânt prejuvenare vine din îmbinarea a două cuvinte, prevenție și rejuvenare. Se adresează persoanelor tinere, începând de la 20 de ani, care sunt foarte bine informate, care sunt conștiente de viața și de viitorul lor și care, având un aspect plăcut, am putea să spunem chiar perfect, pentru că cei tineri sunt frumoși oricum ar fi, își doresc să păstreze acest aspect cât mai mult timp și se duc la medicul dermatolog și medicul dermatolog, în funcție de fizionomia și de tipul tenului, le indică ce fel de metode, cât mai puțin agresive, li se potrivesc lor pentru a-și menține acest aspect plăcut cât mai multă vreme. Deci aș putea să spun că niciodată nu este prea devreme în ceea ce privește îngrijirea tenului nostru, dar pentru a nu exagera, trebuie să mergem la medic, să acționăm la sfatul lui. Dar dacă au apărut deja ridurile, să spunem, la o doamnă de 30 și ceva de ani, dacă la fiecare lucrurile stau diferit, ce ar trebui să facă? Poate să amâne până la un 40 de ani sau în momentul în care deja lucrurile sunt foarte vizibile? Dacă doamna respectivă are deja 30 de ani și ridurile sunt vizibile, doar cu ajutorul tratamentelor cosmetice nu va rezolva problema. Se va atenua problema, dar nu se va rezolva. Și va trebui totuși să-și calce pe inimă și să apeleze la tratamentele injectabile. În afară de asta sunt probleme, cum ar fi ridurile de expresie, care apar prin acțiunea musculaturii mimicii asupra pielii noastre și care nu se pot rezolva decât cu metode injectabile, cu injecțiile cu toxină botulinică. Orice altceva nu acționează. Și cum se poate evita, pentru că există și aici foarte multe mituri, da, atunci când vine vorba de injectare. Se pune problema, am citit asta pe forumuri, în momentul în care faci o injectare cu acid hialuronic și acidul hialuronic dispare, se absoarbe în piele. Pică pielea, asta era o explicație, domnule, după ce dispare acidul hialuronic, îți pică fața, în ghilimele, evident. Adevărat? Nu se va întâmpla acest lucru, nu. În nicio situație, deci chiar dacă persoana respectivă are un tonus și o elasticitate a pielii care nu sunt bune,
după ce acidul hialuronic va fi consumat, pentru că de fapt asta se întâmplă, el este consumat de celulele din piele, nu o să-i fie mai rău decât înainte. Ba chiar din contră, pentru că aceste filere, deci aceste substanțe de umplere, care au acid hialuronic în compoziție, pe lângă rolul lor de umplere, au și rol de hidratare. O stare de hidratare mai bună a pielii va activa toate procesele metabolice, respectiv și sinteza de colagen și elastină. Astfel încât la sfârșitul perioadei de durabilitate a acidului hialuronic va constata că dacă acest produs s-a dus în totalitate, totuși pielea ei este într-o stare mai bună decât înainte. Deci nu există acest, dacă tratamentele sunt făcute corect. N-are cum să-i fie mai rău decât înainte. Bun, și care este gama de produse? Putem să facem deci o injectare cu acid hialuronic sau cu botox, asta antirid. Liftingurile, știu că și acestea se fac, adică intervențiile cu bisturiu, dacă e să intrăm în cealaltă categorie. Acelea de la ce vârstă ar fi normal să fie făcute? Eu sunt medic dermatolog, nu sunt chirurg plastician. Nu, dar dumneavoastră dacă ați recomanda, evident. Dar acum, repet, sfatul medicilor este să se înceapă cu aceste proceduri cât mai devreme, astfel încât momentul bisturiu să fie amânat până către vârsta de 50 de ani, sau poate chiar pentru totdeauna. Pentru că dacă este o persoană care are un bagaj genetic bun și a început îngrijirile din timp, are un stil de viață echilibrat și sănătos, atunci poate să amâne pentru infinit intervenția cu bisturiul. Pot să dea greș? Asta e o altă întrebare des întâlnită. Să dea greș aceste intervenții cu acid hialuronic, cu botox, să fie făcute greșit și să te trezești cu niște asimetrii. Există reacții adverse la orice procedură medicală. Pacientele trebuie să înțeleagă și medicul trebuie să le explice riscurile la care se expun. O condiție obligatorie este ca aceste proceduri să fie făcute de un medic specialist, și asta înseamnă dermatolog sau chirurg plastician. Doar aceștia, deci doar dermatologii și chirurgii plasticieni, au în competențele lor legale și aceste proceduri dermatoestetice. Este foarte important ce spuneți, pentru că există inclusiv stomatologi care fac asta. Da. Și chiar dacă te duci la o astfel de persoană care este în toate competențele ei și foarte bine școlită și foarte sigură pe mâna ei și ceea ce face, totuși pot exista reacții adverse. Un procent foarte mic, de 0,1%, dar se pot întâmpla și lucruri neplăcute. Pentru aceste reacții adverse, noi suntem pregătiți, avem protocoale de tratare a reacțiilor adverse, dar sigur că atunci perioada de recuperare este mai lungă și mai neplăcută. Dar, repet, dacă persoana respectivă a fost tratată de un medic care este bine pregătit, atunci chiar și pentru aceste lucruri neplăcute există soluții de rezolvare. Ce se poate întâmpla cel mai rău? Nu știu, bănuiesc că nu neapărat o învinețire. Să te umfli, învinețirea până la urmă este o foarte mică neplăcere care îți trece foarte ușor. Cred că cel mai redutabil efect advers de care se tem toți medicii este injectarea acidului hialuronic într-un vas de sânge care să ducă la obstruarea acelui vas. Dacă este arteră, se soldează cu ischemie. Dacă este venă, se soldează cu un edem venos care poate să fie și el foarte neplăcut. Și există o marjă de risc, oricât de bine ai fi pregătit, pentru că noi știm foarte bine vascularizația feței, dar sunt variante anatomice pe care nu avem cum să le știm dinainte. Și se poate întâmpla unul la câteva mii de cazuri și acest efect advers, care este într-adevăr redutabil. Important este ca pacienta să spună medicului care a injectat-o că în zona respectivă sunt dureri, umflături, ecchimoză care durează de câteva zile și devine din ce în ce mai neplăcută și urgent să se ducă la cabinet pentru a-i fi injectate antidotul. Deci există metode de tratare și acestui efect advers. Restul, adică asimetrii, aspect neplăcut, în loc să fim mai frumoase, suntem așa cum nu ne place față de înainte, sunt greșeli de tehnică. Da, probabil asta
nu intră în categoria reacții adverse, intră în altă categorie. Intră în categoria greșeli de tehnică. Greșeli de tehnică, da. O mână mai puțin să nu, pricepută. Da, să nu detaliem. O persoană mai puțin pricepută, poate. Și trebuie să spunem că pe lângă aceste tratamente injectabile, mai există și mezoterapia. Da. Aș vrea să vorbim este puțin, tot injectabilă. Sunt microinjecții, uh-huh, pentru că se realizează cu ajutorul unui pistol special, într-o seringă de aproximativ 10 ml. Noi facem un amestec de fiole sterile, care sunt pline de tot felul de substanțe benefice pielii, acid hialuronic, aminoacizi, vitamine, factori de creștere, antioxidanți, pentru că este vară și ne sunt foarte necesari antioxidanții. Și cu ajutorul acestui pistol, care are un ac extrem de mic și de subțire, se fac foarte multe mici înțepături care livrează aceste substanțe direct la nivelul dermului. Nu este deloc dureros, pentru că în afară de dimensiunile mici ale acului, este și acest pistol care are o mică vibrație, astfel încât pacienta percepe acea vibrație, nu percepe înțepătura acului. Iarăși foarte benefice tenului în această perioadă și foarte puțin disconfortabile sunt injecțiile cu plasmă, uh-huh, care la fel ele se realizează, le poți realiza cu pistolul de mezoterapie, dar eu prefer să le fac manual cu seringa pentru a nu pierde plasmă, dar se fac tot cu ajutorul unor microace, aș putea să le zic, astfel încât în timp, dacă ai căpătat îndemânarea necesară, nici măcar nu se mai învinețesc și nu au niciun fel de disconfort. Doar că acestea nu au ca efect vreun lifting, sunt pur și simplu benefice pentru piele. Ba da, în timp au și efect lifting. Da, există substanțe de mezoterapie care au în ele substanțe tensoare, care, uh-huh, produc un efect de lifting instant și în timp, prin creșterea sintezei de colagen și elastină, fac un lifting. Și de asemenea plasma. Plasma vine cu factori de creștere care stimulează pielea în toate procesele ei de funcționare și în toate straturile ei, astfel încât dacă faci o terapie de 4-6 ședințe spațiate la 3 săptămâni, la sfârșitul acestei perioade vei observa pe lângă alte efecte benefice, adică diminuarea ridurilor, un ten mai neted, mai luminos, mai hidratat, vei observa și un efect de lifting. O altă denumire a acestei terapii cu plasmă mai este și plasmolifting. La 3 săptămâni de la prima injectare, deci destul de repede, pacienta va avea senzația că cineva îi trage ușor fața în sus, pentru că între timp, stimulându-se sinteza de colagen, pielea ei devine mai tonică și atunci are ușoara senzație că îi se trage fața în sus. Da, la riscuri minime. Asta să fie un lucru bun. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă, că ați fost alături de mine. Punem punct aici discuției noastre. Revenim după publicitate. Vorbim despre fertilizarea in vitro și despre